Salut, sunt Daniel de la GoForIt.ro și vreau să vă prezint în continuare smartphone-ul Sony Xperia Z. El a fost lansat în luna ianuarie, la CES 2013, și este unul dintre primele telefoane cu ecran Full HD de pe piață. Sony a făcut destul de multe eforturi pentru a impresiona utilizatorii. Xperia Z are un ecran cu diagonala de 5 inch, protejat de un strat de sticlă rezistentă la zgârieturi. În plus, producătorul livrează smartphone-ul cu o folie preaplicată atât pe față cât și pe spate. Aici găsim același strat de sticlă rezistentă, telefonul având un aspect monolitic în această versiune cu carcasă neagră. Carcasa este disponibilă și în culorile mov sau alb. Așa cum puteți observa, carcasa se murdărește destul de ușor cu amprente. Ele s-ar putea să nu fie atât de ușor vizibile în cazul carcasei albe. Sony Xperia Z este un smartphone rezistent la apă și praf. El poate supraviețui la o adâncime de 1 metru timp de 30 de minute. Conectorii și sloturile sunt amplasați în spatele unor capace de plastic cu mici garnituri de cauciuc. Pe latura din stânga găsim slotul micro SD și conectorul micro USB. Acesta este un conector special pentru docking station-ul compatibil cu Xperia Z. În partea de sus găsim jack-ul audio. Iar pe latura din dreapta avem slotul pentru micro SIM. SIM-ul este introdus în carcasa telefonului cu ajutorul unei tăvițe de plastic. Unul dintre elementele de referință la nivel de design este butonul de pornire al telefonului. Acesta este metalic și te ajută să orientezi terminalul în poziția corectă atunci când ai carcasa neagră. Sub el se află butonul pentru volum. Telefonul nu dispune de un buton fizic pentru camera foto. Aceasta are un senzor de 13 megapixeli de tip Exmor RS. El oferă rezultate similare cu cele ale altor smartphone-uri de top actuale în condiții de lumină bună. Din păcate, nivelul de zgomot crește destul de mult atunci când lumina este mai slabă, iar artefactele de procesare sunt vizibile când analizăm imaginile la rezoluție nativă. Camera foto este accesibilă din ecranul de deblocare și are o interfață ce afișează tot timpul declanșatorul și butonul pentru înregistrare video. Un LED poate fi folosit pe post de blitz și oferă o iluminare decentă la distanțe mici. Ecranul lui Sony Xperia Z are o densitate foarte mare de pixeli, mai precis 443 ppi, și afișează imaginile foarte clar. Culorile nu sunt exagerate, iar contrastul și luminozitatea maximă sunt foarte bune. Din păcate, ecranul nu este de tip IPS ori AMOLED și nu are unghiuri de vizibilitate foarte bune. Culorile devin șterse și contrastul scade atunci când nu privim telefonul direct din față. Din punct de vedere hardware, Xperia Z este dotat cu un chipset Qualcomm Snapdragon S4 APQ8064. El include un procesor quad-core la 1,5 GHz și un GPU Adreno 320. Performanțele sale în testele sintetice sunt foarte bune, Xperia Z fiind unul din cele mai rapide telefoane la momentul
lansări. Memoria RAM este de 2 GB, iar memoria internă este de 16 GB. Din acești 16 GB, aproximativ 12 GB sunt disponibili utilizatorului. Slotul microSD suportă carduri de până la 32 de GB. Sony Xperia Z rulează sistemul de, de operare Android 4.1.2 cu o interfață destul de minimalistă. În bara de notificări se află o serie de comutatoare pentru modulele interne, iar meniul de setări este unul clasic. Dimensiunile lui Sony Xperia Z sunt decente dacă îl comparăm, spre exemplu, cu Galaxy Note 2 sau cu alte modele cu diagonala de 5 până la 6 inch. Asta nu înseamnă că el este ușor de folosit cu o singură mână. În funcție de cât de lungi aveți degetele, veți putea să acoperiți mai mult sau mai puțin din ecran cu degetul mare. Pentru o comparație, avem aici un Sony Xperia T cu ecran de 4,5 inch și un iPhone 5 cu ecran de 4 inch. Xperia Z are o grosime de doar 8 mm, dar va trebui de multe ori să vă bazați pe aderența sticlei de pe spate atunci când îl susțineți cu o singură mână. Telefonul va fi disponibil pe piața din România în primăvara lui 2013. În Europa, prețul de lansare la liber este de aproximativ 650 de euro. Mai multe detalii despre Sony Xperia Z puteți citi în review-ul de pe www.goforit.ro.